În 2019, Cornel Galeș se stingea din viață în urma unui accident de mașină, lăsând în urma lui o datorie de 68.000 de euro băieților Ilenei Ciuculete, bani care li s-ar fi cuvenit din moștenirea artistei. La finalul succesiunii, Claudia, singura fiică a lui Galeș, a rămas bună de plată. Astfel, un apartament pe care Galeș îl cumpărase în 2017 într-un complex imobiliar nou a fost scos la licitație. Dar abia acum se complică lucrurile. Am muncit, mai nimeni nu mi-a dat nimic, mai nici măcar un cap de ață, știu bine ce vreau în viață. Se pare că în toată această ecuație ar fi apărut și un cetățean elvețian care locuiește în România. Acesta a prezentat instanței o promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamentul respectiv, semnată de Cornel Galeș în 2018. Potrivit informațiilor apărute în presă, Galeș ar fi primit suma de 15.000 de euro, în două tranșe egale, dar din vari motive amâna semnarea actelor. Ulterior a avut loc accidentul în care și-a pierdut viața și nu s-a mai putut finaliza vânzarea. Acum individul a acționat-o în instanță pe fiica lui Galeș, a cerut executarea silită a acesteia, iar în alt dosar a solicitat instanței o hotărâre judecătorească care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare. Deodată